Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de numai 12 ani îi iubea pe învățații din templu cu învățătura cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțimea cerului Tău duhovnicesc înveți acum pe tinerii aceștia la pragul cărților deschise și la așteptarea dascălilor lor, Tu însuți Dumnezeule binecuvintează la începutului, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i de cursele rătăcirilor celor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le ritmul învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzăstrează cu voință de a-și sădui biserica, patria, neamul, prin comoara sufletului lor, de prinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și cuvântarea ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care sfințești și lumine state și ție mărire în țări, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor veșnici, asupra celui vorbim îi dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.